Probabil pentru că a văzut-o pe Deodora interesată. Ai, mai termină-te. Păi da, nu? Dacă Teodora era categorică din prima, vă dați seama că... Văd că aveți un lucru în comun și tu și Teodora. Răspundeți înaintea lui. Da. Care ar fi fost tatuul tău? Păi, faptul că am primit complimente. Ce spuneam? Și astea au fost unele foarte bune. Bine, asta poate să fie și în modul amical, dar nu prea cred. Învață, gen... Acum trebuie să înveți ca să știi ce să spui pe mai departe. Pentru că s-a văzut... Trebuia să mă întrebați, doamna Andreea. Dar cum era să spun din moment ce eu l-am pe omul ăsta pe Instagram? Nu, trebuie să știi... Eu să spun că e un băiat urât. Nu trebuia să spui că e un băiat urât sau frumos. Eu nu spun ce trebuia să spui, Teo. Tu trebuie să știi după, pe mai departe, dacă vrei. Dacă vrei să ca omul de lângă tine să simtă bine, dacă tu ai calitatea asta și poți să faci treaba asta, să faci omul de lângă tine să simtă bine, trebuie să înveți... Cine vrea... A, înseamnă că nu vrei cu... Dar nu că n-am vrut, a fost pur și simplu, mi-a ieșit, ia uite, supărarea mea. Auzi, da, când a intrat Chris în casă și, vai, câte complimente îi făcea, eu am mai zis ceva? Ce complimente? Eu făceam complimente lui Chris, dacă te interesează pe tine, că erai cu familia ta iar și cu toate. Păi dacă o e, să o luăm așa. Păi da, așa e. Ba nu e așa. Ba așa e. Ba nu e, zic eu. Mai bine nu. Păi, siguranță și a răspuns la fel. Da, doamna Andreea, am văzut pe privire și ce frumos râdea. Special a făcut. Da, sigur. Păi, ce faceți aici? Doamna Andreea, se vede clar când, nu știu, eu personal pot să îmi dau seama dacă o fată este atrasă de mine, cel puțin fizic sau nu. Și? E acolo, există o mică șansă, deci pornim cu chestia asta, nu? Da. Robi, te simți, îți simți cunoașterea amenințată? Fai, doamne, doamne, dă-mi putere... Deci nu se poate așa ceva, bă, omule. Deci nu cred, mă simt incredibil. Îți place? Vine să mor, mă. Deci să vină un bărbat, doamna Andreea, și să-mi zică că are șanse la femeia mea. Doamne, că nebunesc, nu mai pot. Dar cum se poate așa ceva să vină un concurent nou să-mi zică că simte la femeia mea că el poate să o ia? Femeia mea, doamne, femeia mea. Ta. Cum îi zice? Teodora. De ce spui femeia mea? Este femeia ta? Nu este femeia mea, este cunoașterea mea. Dar simt că atât de bine ne înțelegem încât nu știu. Cum a zis Patrick? Păi pupicul ar fi un mic detaliu, sincer. Ah! Practic voi sunteți împreună. Căsătoriți. Voi sunteți un cuplu. Căsătoriți? Ce cuplu? Da, exact, căsătoriți. Se comportă ca și cum ar fi. Da. Deja. Nu? Da, dar așa este. Deci e clar că au... Conexiune. Ne întoarcem la cuvintele astea. Și când eu mă simt de, atât de bine în preajma ei și ea la fel și confirmă niște lucruri, să vină un băiat să-mi zică punct. Simt că mă place. Mă place, dar asta simte el, nu înseamnă că eu simt. Păi și eu simt, ce crezi? Ai, da. Asta, și tu simți? Că te... Ce ai zis? Nic. Am zis pur și simplu fizic, strict. Am înțeles, am înțeles. Păi eu o recunosc și ea, nu? Doamna Andreea, e adevărat cum? Pe mine treaba asta m-a deranjat la Teo și ea nu înțelege, efectiv, nu poate să înțeleagă chestiile astea pe care unele fete de aici le au. Adică, nu știu cum să spun. Îi dau bărbatului de lângă ele siguranță. Teo nu știe să facă treaba asta. Ba da, știe. Înseamnă că n-ai vrut să o faci, Teo. Îți confirm, 100%. Un singur băiat a venit în casă, da? A venit la tine și nu mi-ai dat siguranță absolut deloc. Ai înțeles? Și tu știi treaba asta. De ce mă faci să spun? Un singur băiat, unul. N-au fost mai mulți. Îi dai ei siguranță, Robi? Primul venit. Da, cum să nu-i dau? A fost și Casian, da? Haide, măi, mă lași. Dar atunci nu erai cu Moldo când intră. Dacă eu aș fi avut relații aici în casă, vă asigur cu mâna pe inimă că n-ar fi existat nici măcar. Putea să fie și un băiat cu care... Poate aș fi schimbat mai multe mesaje decât ce am avut cu Ciprianos. Nu exista lucrul ăsta. Iar mă faci să te fac. Dar nu mă face. Iar mă faci Dar să nu te mă fac. Face. Dar plus că noi pusesem punct. Eu nu mai eram așa față de tine să zic, oh, da, Ciprianos, Robi. Păi, pe bune. Doar te îngrop singur. Păi, mă îngrop singur. Nu mai zi asta că se îngropă singur. Nu-mi vine să cred că nu realizezi niște lucruri. Ba da, eu am înțeles. Dar deja am zis lucrul ăsta. Și nu era mai ipocrită să spun că e un băiat...
urât, gen... Măi, Teo, tu ai probleme? Te întreb sincer. Am, da, vreo două. Tu ești una mai dintre ele. Repeți, mai repeți iar. Mai repeți bun. Problema, mamă? Nu, că dar cine a doua? Cine? Eu cred că doamna Simona era, nu? Băiatul. Gata. Uite, o, mi se pare că-s penibil în momentul de față. Păi cum nu, să zic, treburile dar nu astea. Trebuie să fii. Tu trebuie să le simți, Bianca, de ce nu-ți zice Patrick treburile astea? Le simți, nu? Simți ce trebuie să spui și ce nu, ca Patrick simtă în siguranță. Să se simtă bine, să se simtă mândru de tine. Da, doar că e mult mai mică decât dar mine. Dar nu contează treaba asta, nu se raportează la vârstă, Bianca, cum? Tu nu știi. Dar poate că este modalitatea ei de a te nu face... Nu există, doamna Andreea, așa. Modalitatea e cu un băiat cu care am mai vorbit. Asta e modalitate. Teodora. Da. Ție ți-a dat Robi siguranță? Nu, eu am zis că n-am încredere în el. În casă nu ți-am dat eu ție siguranță? Da, băi, tu chiar vorbești serios? Da, nu, înțeleg. Da, eu nu zic neapărat doar referitor la alte fete. Pur și simplu așa, nu pot să zic că am încredere 100% în el. Bine, te-a întrebat doamna Andreea, e strict aici în casă, nu afară, că nu ne știm dar afară. Dar nici în casă 100% încredere n-am cum să am. Păi... Nu mai văzut că mă duc pe la cineva, că nici măcar nu le mai văd pe dar fetele astea. Dar eu m-am dus la băiatul ăsta de când a venit, nici nu mă uitam la el. Despre ce vorbim? Mă lași? La cine nu te uitai? Da, Ciprianos. Nu te uitai? Că la un moment dat... Doamna Andreea, cum vă spun că nu știe să gestionez niște lucruri, nu știe efectiv. Mă pune într-o postură păi extrem okay, de proastă, să-ți iei una care știe să gestioneze lucruri. Dar crede-mă că dacă era o fată care să mă suflet, dacă era o fată care să mă intereseze în momentul de față, mă jur că direct mă dădeam la ea. Doamna Andreea, vă rog din suflet. 10 pentru Robi. Fac eu casting. Deci pe bune acum nu există să nu știi să gestionezi niște lucruri, să nu știi să scoți niște cuvinte bune din gură, nu, frate. Nu vreau. Pe nu știi, Teo, nu vrei. Înseamnă că îți place să pici în postura asta de nu știu ce. Da. Că te uiți după. Doamna Andreea, vedeți câte probleme se strâng pentru că nu-și dă voie Teodora la mai mult de atât? De acum și se blochează? Haidea. Pentru că, vă dau o teorie simplă. Dacă cu Robi, eu am văzut un moment în care Robi parcă încerca să o sărute pe Teodora chiar după momentul ăsta și Teodora a ținut puțină distanță, da? Dacă se sărutau, cred că deja era de la sine înțeles, era și Robi mai liniștit, nu îi mai scotea ochii atâta, dar nici nu îi oferă ceea ce au ei nevoie și se mai și ceartă prea, că nu i-ai zis lui ăla, că nu i-ai zis lui ăla. Poate dacă se pupau, nu se mai ajungea la toate astea. Zici? Îl ține și... Da, se ajungea mai rău. Băi, dar nu și cum, Gagea? Pupic, poate să ajungea mai rău, că și de la un pupic poate să plece o chestie, da, de ce nu? Da, nu e posibil. Băi, ai simțit mai... Dar nu e vorba de pupic, pe rând. Doamna Andreea, chiar credeți că dacă eu mă pupam cu Teodora, înseamnă că îmi dă siguranță și așa? Robi, e bune? Sunteți într-o cunoaștere și îți permiți... Să ce îmi permit, doamna Andreea? Să-i spun deranjuri, nu? Doamne, să mă bată Dumnezeu. Felul în care îi le spui, felul în care tu îi le spui ei... Deci nu în felul în care ți le spui tu. Ok. Felul în care îi vorbești ei. Nu știu dacă este un mod ok. Păi pentru că ea este afectată. Adică dacă tu... Doamna Andreea, dacă îi spun de 10 ori și ea îmi spune contra mie de alte 10 ori, cum să mă calmez eu? Când eu îi spun pune parul ăsta de apă de 10 ori și ea îl dă de 10 ori la o parte și efectiv nu înțelege ce vreau să-i spun, are 21 de ani, punct, ce să-i fac? Asta e, nu am cum altcumva cum să, ce să-i zic. Dacă ea face aceeași greșeală, deci eu vorbesc de 10 ori, îi spun un lucru, ea de 10 ori îmi spune același lucru înapoi. Pasiunea pe care o pui în vorbe, cu siguranță o flatează. Cu siguranță o flatează. Cu siguranță. Dar un pic ai exagerat. Am exagerat? Pentru că ai rănit-o. Și ai văzut asta. Deci eu interacționez de o lună conștient, de zile. Conștient, o rănești în continuare și spui, are 21 Andreea, de ani. Are 21 de ani. Am o lună de zile de când interacționez doar cu Teo și ea cu mine, intră băiat nou și băiatul respectiv simte o portiță la Teo. Eu interacționând cu ea de o lună de zile. E corect asta, nu? Ciprianos o cunoaște pe Teodora de dinainte să o cunoști tu. Dar nu contează, e irelevant. Ei au schimbat mesaje și asta îi dă dreptul Teodorei să îi zică treburi? Asta că au vorbit înainte. De moment ce i-a dat un like probabil la poze, păi da, sau dacă două, acum sau au fost nouă, va să fie ipocrită. Las-o să fie corect. Doamna Andreea, dacă intră o fată cu care am interacționat afară acum în casă, ce fac? O iau în brațe? Dacă tu îi dai fetei respective like-uri pe rețelele de socializare, aici când eu o să te întreb dacă arată bine, tu o să-mi spui nu. Nu e genul meu. Nu aș zice așa ceva, nici măcar n-aș spune că e genul meu. Aș spune într-o interacțiune cu Teo, cum am făcut când a intrat Bianca fără să o văd.
Dar eu insist și te întreb. Nu. Aș spune același lucru de 1000 de ori. Nu mă interesează fata respectivă, sunt cu cineva. Teodora, te-a rănit Robi? Da, bineînțeles. Iar te-a rănit. Da, cuvintele pe care tu le... Tu, ești foarte deci conștient. Eu tu nu trebuie să vorbești cuvinte, că tu faci fapte, Teodora, și mă deranjează mai mult. Eu înțeleg deranjurile. Dar atâta timp cât el știe situația mea și știe în ce îi postează, mă poate pune câteodată, cum poate și eu l-am pus pe el. Dar cuvintele... Dor mai tare decât... Dar ce ți-am zis așa de rău acum? Nu contează. Și tonul, Robi, și tonul, și tonul. Teo, la mine sunt cuvinte, la tine sunt fapte, e mult mai grav. Nu e adevărat. Ba da. Când mi-e face o cuplă, atunci să-mi zici tu mie că am făcut ceva. Chestiile astea le are el, pretențiile astea le are el de la tine, Teo. Păi, dar nu există. Păi și eu am pretențiile la el și a ținut cont acum. Nu. Știi la ce se referă el, nu știi să gestionezi situația. Că uite, de exemplu, îi dai o contră cumva, că noi nu suntem într-un... El s-a enervat pe conexiune și mâine îmi fac cuplu. Păi nu pentru că o dădeai. Măi, cum să-mi zici tu așa ceva, tu ai nebunie? Ca și când eu l-am chemat, că ai zis să-mi aduc eu de afară. Ba fix așa ai zis, păi m-am enervat. Așa ceva?